2. Compararea diferitelor puncte de vedere în receptarea textului scris. Lucru colaborativ. Clasa a 7-a. Învățarea prin imaginație. Continuăm seria cu resursa a 2-a. Reluăm detaliile legate de organizare. În clasă, poezia a fost abordată în manieră colaborativă. Elevii vor primi ca temă realizarea unor proiecte în care vor formula puncte de vedere. Termen o săptămână, urmează expunerea și compararea punctelor de vedere. Să avem poezia din nou aproape. Câmpurile de rapiță, de Simona Popescu. Unii aleargă pe câmpuri de interes. Noi mergem încet în direcția opusă. De aici încep planurile nesfârșite de rapiță. Aceasta se numește însingurare voluntară și are culoarea galben aprins. Pentru clarificare, o hartă mentală ne poate fi de folos. Observăm polii discursului poetic, unii, noi, unii aleargă, noi mergem. Unii aleargă. Ce contează când alergați? Gândiți-vă. Timpul pe care îl scoatem când alergăm? Alergăm pe câmpuri de interes. Aleargă. Unii aleargă pe câmpuri de interes. Câmpul ne duce cu gândul la spații largi. Se clarifică scopul acțiunii de a alerga. Interesul. Noi mergem. Când mergi, observi, te bucuri, participi. Participi la spectacolul pe care îl observi. Mergem încet. E o conotație pozitivă. De ce credeți? În direcția opusă mergem. Ce semnificație desprindeți? Temă. Lucru în echipe. Proiect. Formulați un punct de vedere asupra mesajului poeziei Câmpurile de rapiță de Simona Popescu, respectând următoarele cerințe. A. Veți susține mesajul cu cel puțin două idei din textul poetic. B. Veți interpreta o imagine poetică denumind-o și o figură de stil. C. Veți include citate de altele. Faceți conexiuni paralele. Depășiți textul poetic. Veți lucra într-o aplicație digitală sau pe planșe de bloc mare de desen. Termen, o săptămână. Prezentarea proiectelor. Fiecare echipă va prezenta proiectul evidențiindu-și punctul de vedere. Toate punctele de vedere sunt notate pe tablă, fie că e fizică, fie că e Jamboard sau altă tablă, și în maculatoare. Se compară punctele de vedere. Profesorul și elevii oferă feedback. Acesta apare notat în maculatoarele elevilor. Se realizează o expoziție sau o lucrare colectivă cu produsele elevilor. Mulțumesc!